Bună seara, stimați telespectatori, urmăriți Moldova în direct cu Liliana Barbaroșie. Astăzi, invitații postului public de televiziune au răspuns trei analiști, Anatol Țăranu, Nicolae Necru, Victor Gureu. Bună seara, domnilor, bine ați venit! Ca să discutăm subiectul plecării PL de la guvernare, vom discuta neapărat și acest subiect, dar vreau să începem cu știrea cea mai proaspătă, deși nu e nici asta știrea de astăzi, aseară s-a întâmplat, expulzarea de diplomați ruși. Pe scurt vreau să vă referiți la acest subiect și am să vă întreb în felul următor, vi se pare chiar atât de hazardată, cum să spun eu, provocatoare această expulzare, precum mi se pare președintelui Igor Dodon? Domnul Țăran? Eu astăzi am văzut o statistică care a fost publicată de o agenție de știri rusă și ei se referă la diplomații ruși expulzați pe parcursul perioadei din 2007 până în 2017, 10 ani. Peste 100 de diplomați, diverse țări. Deci nu este ceva ieșit din comun. Se întâmplă. De obicei, motivul cel mai răspândit, chiar poate și unicul în felul său, este că diplomatul a încălcat prevederile statutului diplomatic, a comis acțiuni în țara de reședință, acțiuni care nu sunt compatibile cu acest statut de diplomat. De obicei e vorba de spionaj. Cazul nostru v-ați este... V-ați așteptat să se anunțe acest motiv? Pentru că până acum n-a fost anunțat. Precizarea pe care a făcut-o astăzi premierul era că în baza informațiilor venite de la SIS și atât. Da, dar este absolut evident că SIS-ul a furnizat guvernului informații exhaustive. Altfel, cum putea Ministerul de Externe să ia o decizie despre expulzarea diplomaților? Și chestia aceasta nu s-a rezolvat la nivel de Ministerul de Externe. Toți diplomații ruși, analiștii ruși care au comentat această situație au zis că, de fapt, ar fi vorba despre lucruri interne, războaie interne. Au sugerat că e vorba despre această rivalitate, luptă între președintele prorus Igor Dodon și guvernarea pro-europeană. Dacă este așa, atunci e o catastrofă. Atunci acest stat falimentează în văzul tuturor. Înseamnă că securitatea statului nu mai există. Există doar un război fratricid, un război destin, un război care nu are nimic cu ceea ce se numește statul Republica Moldova. Nu, mă întrebam dacă ați crede acestei versiuni. Eu nu vreau să cred acestei versiuni atâta timp cât am măcar un dram de încredere în acest stat, altminte totul se prăbușește. Deci nu vi se pare credibil. Domnul Negru, domnul Gureu. În primul rând, nu e ceva surprinzător în raport cu, așa cum a spus și domnul Țăranu, în raport cu diplomații ruși. O săptămână în urmă, Estonia a expulzat doi diplomați din Narva, un consul general și adjunctul său. Anul trecut, în decembrie, au fost expulzat 35 diplomați din Statele Unite. Diplomații, din păcate, din Statele Unite, din Rusia, nu se ocupă cu ceea ce ar trebui să se ocupe. În al doilea rând, nu este obligat nici prim-ministru, nici Ministerul de Externe să dea motivație acestui gest. Știți nici de ce am întrebat asta? Parcă toate știrile despre astfel de expulzări din alte state erau însoțite de motive, nu, de spionaj niciodată. Sau de acuzat. Niciodată nu dă... Eu cel puțin așa îmi amintesc. E cutuma diplomatică, nu se dă explicații de ce este expulzat cu tare, i s-au declarat persoana non grata. Facem un pas în urmă și vedem că de câteva ori au fost chemați diplomați, atașat militar, de exemplu, a Rusiei în Republica Moldova, a fost chemat la Ministerul de Externe și s-au cerut explicații în legătură cu anumite manevre a forțelor armate rusești în Transnistria, participarea oficialilor ruși și inclusiv a diplomaților ruși la manifestări de sărbătorire, așa zis, și Republicii Transnistrene, susținere pe față a separatismului, ceea ce nu este admisibil.
pe urmă mai mergem puțin în urmă și dar ne aducem aminte. Chiar dacă e așa, doar o clipă, domnule Negur, chiar dacă este așa, până acum cumva au fost tolerate astfel de acțiuni. Bine, în ultima vreme nu sunt tolerate. În ultima vreme tocmai, apropo, ne amintim de memoriu sau de nota aceea legată de atitudinea discriminatorie a oficialităților ruse față de oficialii din Republica Moldova. Să ne amintim acest lucru. Pe urmă, a mai fost cazul de spionaj, cel puțin acuzație de spionaj a unui deputat din Republica Moldova, dar făcea servicii Rusiei. Pe urmă, eu văd și un motiv personal care mă împiedică să zic că e ceva organizat de actuala guvernare. Deși, evident că nu excludem așa ceva, orice se poate întâmpla. La ce vă referiți? Dar mă refer la interesul personal al domnului Plahotniuc să aibă relații bune cu Rusia, fiindcă televiziunea lui Plahotniuc retransmite postul principal public de televiziune din Rusia, ORT, și dacă... În înțelegerea mea, domnul Plahotniuc este gata să renunțe la această retransmisie. Dacă îi se retrage acest drept, domnul Plahotniuc pierde la 4 milioane de euro pe an. Eu cred că e o sumă destul de frumoasă cu care poate întreține celelalte proiecte mediatice ale sale. Deci... Totuși, prin amendamentele care s-au votat în ultima vreme la codul audiovizual, s-ar putea crede că domnul Plahotniuc, proprietarul acestor posturi, e gata să renunțe la această... Bine, să vedem dacă e gata. Eu pur și simplu aduc un exemplu prin care spun că interesul personal nu... Dacă e gata, de ce caută să încheie un nou contract cu televiziunea rusă? Dacă este gata, de ce nu transmite aceste drepturi, de pildă lui domnul Dodon? Deci vreți să spuneți că nu ar avea interes liderul PD? Din punctul meu de vedere, eu aduc aici argumente suplimentare la ceea ce a spus domnul Gureu. Tot ce am văzut în presă s-a strecurat o singură informație despre cei expulzați. Era vorba despre unul din ei care ar avea legătură cu dosarul Bolboceanu. Ne amintim despre ce este vorba. Putem deduce de aici că ar fi vorba de acuzații de spionaj? Și ce credeți în general despre acest caz? Ar fi banal să ne amintim că Bolboceanu de asta era acuzat. Ar fi banal să cadem în plasa comentatorilor și propagandiștilor Kremlinului, atât pe exterior cât și interior, că asta ar fi o răfuială, ori o revanșardă pe interiorul Republicii Moldova. Dar vă amintesc că și domnul Dodon zice asta, nu numai analiștii. Uitați-vă ce a zis. Astăzi domnul Dodon a spus așa, problema PD e că crește ratingul președintelui și sugerează această declarație că... poate fi atribuită unui copil supărat pe faptul că nu îi se atribuie drepturile și libertățile pe care ar vrea președintele tuturor moldovenilor să le aibă. Totodată, colegii au atins niște problematici foarte importante, atât protestul diplomatic care a fost înmânat ambasadorului Federației Rusiei cu inadmisibilitatea atârnării față de figurile oficiale, adică ale Republicii Moldova în relațiile de state. Al doilea element important, și colegii au menționat participarea la diverse manifestări cu caracter separatist al diplomaților ruși, atât în stânga ministrului, cât și în teritoriul Republicii Moldova. Că nu s-a întâmplat a doua zi. Nu s-a întâmplat pentru că atât unii reprezentanți ai unor țări, atât din est cât și din vest, s-au deprins că în Republica Moldova sunt niște politicieni cu minți care nu prea fac multă gălăgie atunci când se încalcă interesele naționale. De menționat că în protestul înaintat de către conducerea Republicii Moldova Federației Ruse, era ca un fir roșu, nota de protest, era ca un fir roșu ancheta care se derulează la noi în legătură cu spălarea miliardelor prin intermediul sistemului financiar bancar. Și al doilea element, faptul că Federația Rusă, adică unele servicii speciale ale Federației Rusă, ar fi implicate. Ne aducem aminte de arestul colonelului Zaharcinco și milioanele ori miliardele care au fost transportate din apartamentul lui cu legătura directă
în sistemul financiar bancar, susținerea unor interlopi care se află pe teritoriul Federației Ruse la nivel oficial. Aceasta este o atârnare destul de necalitativă, ori să spun nediplomatică, față de un partener strategic, cum avem un tratat strategic cu Federația Rusă. Ne mai vorbim de faptul, și n-au menționat colegii, reținerea lui Bolboceanu a fost un flagrant. În momentul când a fost reținut Bolboceanu, a fost reținut și reprezentantul Federației Ruse, adică diplomatul rus. Așadar, iați număr între aceștia care au fost expuzați. Da. Da, este că numele și familiile unor demnitari expuzați deja au apărut în presa rusă, îndeosebi unele surse media foarte bine informate, și au fost numiți chiar și diplomați care au participat la manifestările, cum au menționat colegii, în stânga Nistrului, de comemorare a diferitor acțiuni militare, acțiuni militare împotriva statalității Republicii Moldova. Eu sunt ferm convins că după această acțiune îndrăzneață, destul de îndrăzneață a guvernării, va fi dat startul și unui dosar integru de atac asupra securității naționale a Republicii Moldova, deoarece implicarea serviciilor, ori informații cu privire la implicarea serviciilor speciale ruse, atât în factorul de spălare a miliardelor prin intermediul băncilor din Republica Moldova, care mai apoi, în conformitate cu anchetele făcute de către jurnaliștii de la RAIS, de la alte instituții media, au arătat că acești bani au fost întrebuințați atât în teritoriul Republicii Moldova pentru a influența factorul politic, cât și terțe părți, inclusiv Ucraina, inclusiv în Europa. Așadar, problema este mult mai importantă decât să ne dedăm banalităților ori acestor clișee pe care încearcă unii propagandiști ruși atât din exterior cât și din interior, că ar fi o rivalitate. Păi, eu sper generale, că nu-mi reproșați mie asta, în spațiu public asta circulă și trebuie să explicăm. Foarte eu cred corect, că dar eu totodată, ca și concluzie, vreau să atrag atenția domnului Dodon să nu uite că totuși domnia sa este în fruntea instituției prezidențiale a Republicii Moldova. De ce și nici de cum asta? Nu se află în serviciul statului Federația Rusă. Și declarațiile domniei sale intră flagrant în contradicție cu normele constituționale. Să fii atent, pentru că apărarea intereselor naționale ale Republicii Moldova, apărarea statalității și suveranității, este datoria supremă a președintelui Republicii Moldova. Domnul Negru, domnul Țăranu, am ajuns aici și mă simt obligată să vă întreb. Credeți că a atentat cumva președintele la suveranitate și la, prin declarațiile de astăzi? Le-am văzut cu toții. Da, le-am văzut și dacă aceste declarații au fost redate de presă corect, atunci... Din dar păcate, el le-a publicat. El și personal au fost transmise. Da. Trebuia să le redea presa, el singur le-a redat presii. Sunt nevoit să constat că, de fapt, este vorba despre integritatea domnului președinte. De ce? Păi foarte simplu. Președintele Dodon spune că va convoca Consiliul Suprem de Securitate și le va cere raportul directorului SIS și ministrului de externe al Republicii Moldova. Și în același timp spune că ambii vor fi diferiți justiției pentru, deci vor fi urmăriți penal pentru ceea ce au făcut. Deci el spune asta fără a audia raportul, fără a cunoaște detaliile, fără a discuta această problemă în cadrul Consiliului de Securitate. Asta cum trebuie de înțeles? Deci el a priori îi acuză pe înalții demnitari de stat și practic îi absolvă de responsabilitate pe acei care au fost expulzați. Asta eu cum trebuie să o înțeleg? Ce face președintele Republicii Moldova? De exemplu, ați putea înțelege că domnul președinte știe mai mult, îi se pare că e un atac împotriva chiar dacă el cunoaște, lui? Chiar dacă el nu cunoaște, cunoaște mai mult decât... Dumnealui așa a explicat că a contribuit la îmbunătățirea relației și acum cumva se... Nu poate cunoaște mai mult decât serviciile de informație și securitate. Și atunci de ce îi cere la raport dacă el cunoaște mai mult? Asta e una la mână și acum închipuiți-vă Macron
sau Trump, sau nu mai știu cine. Deci le spune, îi spune șefului său de securitate că eu am să te bag la pușcărie. Da, faptul cu că greu îmi imaginez că așa ceva. Că tu ai reținut niște spioni străini. Chiar dacă să presupunem, chiar dacă să presupunem că directorul SIS a greșit, serviciile noastre au greșit și Ministerul de Externe. Adică nu au probe. Da, într-un stat integru, într-un stat unde demnitarii de stat se gândesc la interesele acestui stat, lucrurile acestea niciodată nu ies la suprafață. Da, am înțeles. Se discută acolo între ei și se găsește soluția cea mai puțin, care cel mai puțin afectează interesele statului. Eu nu știu, și aici vreau, totuși, insist să spun aceste lucruri. Eu mă aștept ca primul ministru Filip, președintele Parlamentului Candu, în cadrul ședinței Consiliului de Securitate, deschis să-i spun acest lucru președintelui. Ședința o să fie închisă. Nu contează, da. Închisă, deschisă. Ei trebuie să-i spun acest lucru. El nu își îndeplinește funcțiile de președinte. Apropo, în orice țară unde primează legea, după o asemenea declarație, președintele ar fi supus procedurii impeachment-ului. Deci înțeleg din acest platou că v-a jucat mai tare reacția domnului președinte decât expulzarea... Fiindcă domnul președinte a dat, cum se zice, i-a dat presiei ruse un fel de hrană, un fel de pretext ca să spună că e vorba de luptă internă în Republica Moldova, că nu sunt vinovați cu nimic diplomații. Nu, dar există luptă internă și am putea chiar nu, să... Nu, dar oriunde există, oriunde există luptă dar internă. Dar tu ești președinte, tu ești normal. Obligat să te gândești la interesele statului pe care tu îl reprezinți, în primul rând. Tu să nu te gândești la interesele tale politice, a partidului pe care îl conduci sau pe care îl reprezinți. În primul rând, interesele statului. Tu ești președinte de țară. Tu cum poți chestia asta să o scoți de o asemenea manieră care afectează securitatea statului? Probabil, domnul Dodon are o explicație. Îl vom întreba cu prima ocazie. Domnul Gureu, ar trebui să treci. Da, vă rog, pe scurt. Cum se face că mesajul domnului Dodon este repetat motamo în proporție de 80% de vice-ministrul de externe Carasin la Moscova, dând Dar explicații. Dar cum se face, domnul Gurov? Foarte simplu. Înseamnă că aceste mesaje au fost coordonate. Eu altă explicație nu am. Pentru că astfel de mesaje sunt un element flagrant pentru demararea procedurii de impeachment. Sunt fără discuții. Și domnul Țăranu are perfectă dreptate. În cadrul ședinței Consiliului Superior de Securitate, atât conducerea Parlamentului, cât și conducerea Guvernului, trebuie să se aducă la cunoștință domnului Dodon, care sunt obligațiunile domniei sale, conform Constituției Republicii. Dar el și-a depășit atribuțiile, asta trebuie să spunem. Nu este în funcția lui Dodon să dea notă sau să aprecieze a greșit sau nu a greșit serviciul de informație. Serviciul de informație este o instituție independentă. Ea își efectuează sau ea lucrează conform statutului său. Dodon nu are ce să băga în interiorul serviciului de informație. Da. V-am auzit, v-am înțeles argumentele. Cu prima ocazie să-l întrebăm pe domnul Dodon cum răspunde la aceste lucruri. Acum, subiectul pentru care v-am invitat, precarea apele de la guvernare și prima întrebare, vreau să știu părerea dumneavoastră, este apele o victimă sau dimpotrivă primește poate ceea ce merită în viziunea dumneavoastră? Traseul pe care îl parcurge acum Partidul Liberal și liderul acestui partid, Mihai Ghimpu, este absolut logic. Acest traseu nu a început ieri, el a demarat mult mai înainte și punctul final în care va ajunge acest partid și liderul lui este un fiasco politic total. Ce putem să spunem? Deci, nu trebuie să furi. Încă și mai grav este că hoții încearcă să se apere discreditând ideea românismului în Republica Moldova. Da, iată, presumția nevinovăției, domnul Țăranu? Da, este presumția nevinovăției, este adevărat și chestia aceasta va trebui să fie demonstrată în judecată.
Numai că când apare liderul Partidului Liberal și spune că eu pot să-mi cumpăr și un avion din veniturile pe care le am. De unde, dragă? N-am auzit această declarație, domnule. Eu am auzit-o. Poate a fost o glumă, domnule. Poate a fost o glumă, dar de obicei politicienii de asemenea rang nu glumesc în felul acesta. Dar cum trebuie calificată declarația fostului ministru a Partidului Liberal, domnului Șalaru, care deschis l-a acuzat pe domnul Ghimpu și a spus că a existat o presiune din partea liderului Partidului Liberal ca acea licitație care a fost organizată în Ministerul Apărării să o câștige o firmă care, apropo, a fost o scrisoare secretă din partea SIS-ului care a nimerit absolut ilegal pe masa domnului Ghimpu. Despre aceasta vorbește Șalaru. Și eu nu vă îndemn să trătați cu neîncredere ce spune domnul Șalaru, dar vă reamintesc că domnul Șalaru construiește un alt proiect politic, s-ar putea din anumite considerente politice să facă anumite declarații. Dar există în țara aceasta justiție când deci orice om are dezlegare la gură și poate să spună orice aberație? Asta cum? Un lider politic care este acuzat în asemenea hal și absolut nu reacționează. De ce Șalaru până acum nu-i diferit justiție? De ce în justiție el nu a fost dat în judecată pentru această calomnie? Eu am să vă întreb altfel. V-ați fi așteptat ca Pele să se disocieze cumva de cei arestați? În ce sens? Păi, bun, deci, da, Pele a anunțat că pleacă de la guvernare după arestarea primarului de Chișinău, Dorin Chertoacă. V-ați fi așteptat din potrivă să se disocieze, să zică că să vedem ce zice justiția, noi deocamdată ne continuăm treaba. Bun, aici deja e o chestie mult mai complicată, relații interne de partid. Nu, aceasta mă interesează. Mă interesează finalul acestei epopee. Același Chertoacă, care indiscutabil a fost unul din cei mai simpatici, cei mai promițători politicieni tineri din Republica Moldova, care ne-a promis că vine la primărie ca să aducă la primărie un mod nou de conducere, de gestionare a lucrurilor. Unde e acest nou mod? Aduceți-vă aminte de câte ori domnul Ghimpu a cerut pârghii. Iată că i s-a dat pârghii la Ministerul Transportului. Cum și a făcut? Numai. Da, și nu numai. Cum a folosit aceste pârghi? Și cum le-a folosit, domnul Țăran? Păi le-a folosit, acum în justiție se discută această problemă. Și nou ne-au fost aduse date, el acolo vorbește că, iată, în pachetul celă nu erau bani, era altceva. Cum asta? La ministru în birou îi se transmite pachetul și el pachetul acesta îl ia și îl pune acolo undeva. Din convorbire este absolut evident că e ceva prețios în pachetul acesta și așa mai departe. Bine, pe noi e acolo, e un semn de întrebare. Eu cred că nu trebuie să ne implicăm. Domnul Țăranu a avut un discurs, trebuie să recunosc că dur, mai dur decât m-am așteptat. Știți de ce? De asta v-am atenționat cu prezumția nevinovăției. Eu totuși am crezut că ideea românească în Republica Moldova nu poate fi terfelită în asemenea hală în care au făcut aceste. O să discutăm și despre ideea românească. Domnul Negru, dumneavoastră? Bine, trebuie să constatăm că Partidul Liberal mergea, să zicem așa, în direcție descendent. Spuneți-mi, mergea așa pentru că e o victimă? De ce vă întreb? Domnul Ghimpu spune în felul următor, am să simplific, desigur, dar el zice în felul următor, îmi pare rău că am o poziție dură și atât din cauza mea suferă colegii și atât tot ce se întâmplă e legat cu lucru care se întâmplă în politică, deci cumva pozează în victimă. Bine. N-am venit aici ca să mi se dea cu cuțitul în spate, ceva de genul ăsta. Bine, el poate să se simte într-un fel, nu că trădat, dar cumva marginalizat, fiindcă să ne amintim, referendumul împotriva lui Chertoacă a fost organizat sau s-a declanșat după ce Ghimpu a zis că Partidul Liberal nu va sprijini votul schimbarea sistemului electoral. Dar Partidul Liberal n-a ieșit de la guvernare atunci când n-a ieșit atunci. Când PD-ul a votat împreună cu PSRM-ul pentru schimbarea sistemului.
Nu, n-a ieșit de la guvernare. Partidul Liberal n-a ieșit de la guvernare nici atunci când a fost arestat ministrul transportului, domnul Iurie. Eu n-aș compara totuși aceste lucruri. Uitați-vă, votul mixt, votat în Parlament, și niște arestări în rândul partidului. Dumneavoastră, cum credeți? Care ar trage ce vroiam eu să spun, că Partidul Liberal putea să simtă anumite presiuni la adresa sa după ce a declarat că nu va sprijini votul uninominal. Ulterior, Partidul Liberal și-a schimbat atitudinea față de votul mixt. Adică trecerea la sistemul mixt de acum nu mai era, domnul Ghimpu nu mai era categoric împotriva, a spus că ne mai gândim, mai vedem. Desigur, atunci când a fost arestat sau a fost reținut de domnul Dorin Chertoacă, lovitura a fost prea mare pentru Partidul Liberal, fiindcă de fapt de Dorin Chertoacă era legată speranța de renaștere, să spunem așa, a Partidului Liberal. Să spunem lucrurilor pe nume. Partidul Liberal era pe marginea prăpastiei. Doar o minune mai putea salva și poate minunea aceea să fi fost domnul Chertoacă, deși eu personal mă doresc, fiindcă din păcate și iarăși din cauza lui domnului Ghimpu, fiindcă l-a ținut prea mult, să zicem, pe domnul Chertoacă în această funcție administrativă și nu i-a dat posibilitatea să ocupe să facă domnul Chertoacă ceea ce știe mai bine, politică. Eu cred că în funcția de lider politic, domnul Chertoacă ar fi fost mult mai bun decât domnul Ghimpu și poate că Partidul Liberal avea alte șanse. Acum este o contradicție în ceea ce face domnul Ghimpu. Pe de o parte, într-adevăr, e o reacție emotivă. Dumnealui zice că nu are motive să creadă că în spatele arestării lui Chertoacă stă Plahatniuc, dar el spune că stă Dodon și chiar și Șalaru. Păi dacă nu ai probe, atunci de ce ieși de la guvernare? Domnul Negru, îl considerați o victimă pe domnul Ghimpu, Partidul Liberal? Nu îl consider o victimă. Eu consider Partidul Liberal o victimă a domnului Ghimpu, a greșelilor strategice pe care le-a făcut domnul Ghimpu. Așa cum a spus și domnul Dan Dungaciu, există o saturație politică de Ghimpu în societatea deci noastră. Deci faptul că n-a cedat luna partidului la timp... Da. Este important să faci loc celor tineri la timp. Este important să te dai la o parte la timp. Ai, ți-ai îndeplinit rolul și trebuie să simți când l-ai îndeplinit și când de acum trebuie să pleci. Mie mi se pare că domnul Ghimpu nu a simțit lucrul ăsta. Iată problema majoră a Partidului Liberal. Trebuie să spunem că domnul Ghimpu a fost incoerent în declarațiile sale și în acțiunile sale. Domnul Ghimpu zice, de exemplu, că el a luptat tot timpul cu corupția și el a, de exemplu, el l-a acuzat și adevărat pe domnul Vlad Filat în public că e vinovat de debalizarea băncii de economii, dar nu l-am văzut pe domnul Ghimpu, se prezinte probe, asta e una, dar nu l-am văzut pe domnul Ghimpu cu aceeași insistență, având anumite pârghii, să ceară ca Procuratura Generală, ca Banca Națională, ca Centrul Național Anticorupție să-și facă datoria și să oprească furturile de la Banca de Economii. De ce iese domnul Ghimpu și le spune jurnaliștilor că iată, cu tare este vinovat. Domnul Ghimpu trebuie să meargă la procuratură. Apropo despre corupție și lupta anticorupție, că așa cumva... De exemplu, astăzi liderul PDE, Vlad Plahotniuc, când a ieșit la briefing și a comentat acest subiect, a zis că ieșirea PLD de la guvernare nu va schimba nimic în mersul justiției. A dat cumva de înțeles că nu se lasă cumva impresionat de aceste acțiuni și că, de fapt, ceea ce se întâmplă e lupta cu corupția. Dar uitați-vă cum s-a întâmplat totul. În Consiliul Municipal, nu știu, trebuie să credem că e coincidență când e reținut secretarul, e reținut doi consilieri, unul care plecase din PSRM, altul PLDM, care ar fi putut face acolo
opinie separată, păi cumva asta, parcă... Asta este problema. Asta este problema că noi nu avem încredere în justiție. Noi considerăm în continuare că justiția este comandată politic. Domnul Țăranu, acele arestări au fost... Să-mi termin gândul, Liliana. Noi credem în continuare. Domnul Ghimpu a făcut reforme. A participat la reformarea Procuraturii Generale. A votat. Acum să ne întrebăm, el este sigur sau nu este sigur de sau ce a votat dacă nu da, s-a schimbat? De ce a votat dacă nu s-a schimbat nimic în această justiție? Pe urmă, pe de altă parte, există, am spus mai înainte, există o anumită presiune asupra Partidului Liberal și s-ar părea că ceva a fost pus la cale. Uitați-vă la reacția Partidului Democrat. Partidul Democrat a anticipat ieșirea PLE-ului de la guvernare. Nici domnul Plahotniuc nici nu s-a obosit să discute cu domnul Ghimpu după ce a făcut domnul Ghimpu această declarație că noi ieșim de la guvernare. Păi dacă vreți ieșiți, cale... Da, am înțeles. Domnul Gură, înainte de a vă da cuvântul și domnul Țăranu ulterior, înainte de a vă da cuvântul, vreau să citez Lilian Carp, acest deputat PL care a ieșit din guvernare un pic mai devreme, a spus câteva lucruri, mie mi se pare importante. Unul din el aș vrea să-l citez înainte de a discuta cu dumneavoastră să vă aflu viziunea. Prin arestarea mai multor exponenți PL atunci când ieșea, spunea dumnealui, nu se urmărește somarea deputaților PL de a vota în inițiativa PDM privind trecerea la sistemul uninominal, ci lichidarea PL și înlocuirea lui cu un alt proiect politic pe dreapta, proiect ce ar urma să fie controlat de același Vlad Plahotniuc în perspectiva alegerilor parlamentare din 2018. Altfel spus, acest nou proiect politic ar avea misiunea să absorbe electoratul unionist, potrivit sondajelor 20%. Și vă întreb, dacă asculți de această declarație, care pare logică, am putea într-adevăr să ne gândim că e o victimă pe leu. Haideți să trecem în revistă câteva momente care ne va ajuta să înțelegem ce se petrece, pentru că colegul Țăranu a punctat niște elemente foarte importante. Elementul pârghii. De ce domnul Lilian Carp nu vorbea despre acest factor, factorul Plahotniuc, atunci când șantaja majoritatea parlamentară de a fi introdusă și a fi amendată legea cu privire la administrația publică locală și legea cu privire la statutul municipiului Chișinău pentru cine a deroga, nu știu despre ce vorbiți. Pentru a deroga împuternicirea adăugătoare primarului general și pentru a lichida funcția de președinte a Consiliului Municipal în municipiul Chișinău. Nu, vă întrebam cine, pe cine șantaja că n-am înțeles. E clar, Partidul Liberal, majoritatea parlamentară a fost șantajată pentru că tot în asta astfel de manieră li s-a dat de înțeles că Partidul Liberal va pleca de la guvernare în cazul când nepotul liberal nu va primi împuternicirile necesare ca să facă așa zise reforme în administrația publică locală. Da, ce legătură asta are cu pârghiile? Foarte important că dacă analizăm pârghiile ori în administrarea resurselor statului, veți vedea întotdeauna că alianțele formate în urma redistribuirii ori distribuirii puterii în Republica Moldova au fost distribuite ca atare zone de influență în diferite domenii. Domeniul transportului, cum a menționat domnul Țăranu, cu Chirinciuc, Calea Ferată, Iuri Topal și așa mai departe, putem enumăra. Domnul Gureu, pârghii, eu înțeleg, în înțelegerea mea, pârghii înseamnă Procuratura Generală, CNA, pârghii în sensul adevărat a cuvântului. Greșiți amarnic dacă o să luați în calcul bugetul Consiliului Municipiului Chișinău, care este de circa în jur la 3 miliarde, ori o să luați în calcul bugetul Ministerului Învățământului, care are statul, nu are bani, învățământul trebuie finanțat, dacă o să luați în calcul bugetul Ministerului Transporturilor și toate proiectele de infrastructură care se finanțează prin acest ministerul, veți vedea că aceste pârghii sunt foarte importante. Așadar, ce l-a împiedicat pe liderul liberal, care a transformat Partidul Liberal într-o afacere de familie profitabilă,
să facă reforme cu adevărat. Nu avem de unde știa asta, deocamdată. Eu am tot dreptul moral, deoarece în 2014 am inițiat o comisie de anchetă privind petrecerea unor licitații, privind licitațiile petrecute în municipiul Chișinău cu privire la străzile centrale Ștefan cel Mare, Negruțe, Alexandrie și așa mai departe, și Consiliul pentru Integritate l-a taxat pe primarul general, dând clar verdictul de conflict de interese major. Să nu uităm că au fost și alte multe aspecte de genul, de acest gen. Un alt aspect foarte important este Urmat anchete, asta era precizarea. S-au urmat anchete, există și ancheta de la Consiliul Concurenței, este ancheta de la CNI, sunt oamenii informați, le cunosc. O altă latură foarte importantă este situația în administrația publică locală din municipiul Chișinău. Ne amintim, din 2008 până în prezent, municipiul Chișinău este permanent arena unor conflicte și unor lupte politice acerbe. S-a început cu Mușuc și cu Lupul Ciuc în primul mandat, s-a prelungit în mandatul 2 cu Partidul Comuniștilor și cu ce s-a întâmplat, se prelungește în mandatul 3 conflictul cu Partidul Socialiștilor și iarăși, ce avem noi în municipiul Chișinău? Noi avem o administrație decapitată intenționat. Asta este o... Dar cine, întrebare este, cine a decapitat-o? A decapitat-o însuși Partidul Liberal. Pentru că nimeni nu l-a încurcat pe Dorin Chirtoacă, în conformitate cu legea aprobată în 2016, să vină în fața Consiliului, să propună o dată, să propună a doua oară candidaturi pentru funcție de viceprimar și la a treia oară legea îi dădea dreptul să numească de sine stătător. Dar chiar n-am de ce nu i-a numit, domnul Grău? E o chestie care eu n-am înțeles-o. De ce n-au fost numiți? Nu au fost numiți deoarece administrația publică locală din municipiul Chișinău a fost transformată într-un, să spunem așa, într-un o subdiviziune a Partidului Liberal. Deci nu vroia Partidul Liberal absolut, să cedeze aceste funcții absolut, altor consilieri, altor, că, în caz altor contrar, grupuri din Consiliu, am vrut să zic. Ori transparentizarea activității într-un domeniu sau altul ar fi scos la iveală mult mai multe scandaluri. Așadar, la momentul actual, Partidul Liberal nu este nici Partidul Liberal o victimă, atât cum nu este nici Mihai Ghimpu, nici Dorin Chirtoacă. Cu adevărat, ei încearcă acum, în ceasul al 12-lea, să se distanțeze de guvernare către alegerile parlamentare din 2018, păstrând unele funcții foarte importante. E ceea ce zicea domnul Vlad Plahotniuc astăzi. Păstrând unele funcții foarte importante, pentru că n-am auzit să-și dea demisia, de exemplu, Iurii Topal de la Căile Ferate. N-am poate auzit, urmează. Nu, n-am auzit să-și dea demisia, de exemplu, Vecislav Vântilă de la Curtea de Conturi. N-am auzit alții exponenți ai Partidului Liberal care gestionează domenii destul de interesante cu o fluctuație a resurselor destul de importantă să facă acest pas. Poate nu o fac pentru că nu vor ei personal, nu că eu înțeleg. Este posibil și acest lucru, dar în concluzie vreau să vă spun. Da, ziceți. Sunt de acord cu colegii. Partidul Liberal a murit ca și afacere de familie și dacă se dorește cu adevărat relansarea liberalismului în Republica Moldova într-un nou format, actuala conducere trebuie să demisioneze și să plece. Eu v-aș întreba în continuare dacă a murit sau a fost omorât, dar vreau să citez, domnul Negru, o clipă. Vreau să mai citez un lucru pe care mi se pare la fel important și l-a spus deputatul socialist Vladimir Țurcanu într-un interviu. Duminică am vorbit cu dumnealui la Europa Liberă și zicea dumnealui în felul următor: domnul Candu de fapt a făcut o concluzie și a răspuns la toate întrebările. El a spus că astăzi majoritatea parlamentară nu are nevoie de voturile liberalilor, punct. Iată de ce. Organele de drept trebuie să-și facă meseria, de mult a trebuit. Întrebarea este de ce nu au făcut-o și domnul Țurcanu răspunde în felul următor: pentru că au avut nevoie de voturi, dar după ce majoritatea s-a acumulat, gata, mâinile organelor de drept sunt dezlegate și ei deja se ocupă cu treaba lor. Mă iertați, vă rog. Eu, în înțelegerea mea, această declarație... Domnul Țurcanu a dorit să îi se cadoneze puterea? Nu. A găsit un fond de binefacere? Nu vorbim despre asta. Vorbim despre faptul că domnul Țurcanu, de fapt, prin această declarație, recunoaște... Da, mă rog, e părerea logic, lui. E o întrebare logică. S-au găsit voturi în Parlament, exact asta s-a întâmplat. Ar fi fost arestat Chirinciuc și ar fi fost arestat domnul Chirtoacă cu un an în urmă.
ar fi fost? Cred că nu, fiindcă exista acest pericol al alegerilor anticipate. Și de aici acest semn de întrebare, de aici această mai încredere față de justiție. Mai ales că contractul cu parcările încă din 2015 datează. De 2015. De aici, iată, această neîncredere și față de justiție. Aici se întrevede și un filon politic în toate aceste acțiuni. Domnul Gureu, aveți încredere în justiție? Iată. Eu am spus și am declarat în momentul când va fi arestat Dorin Chirtoacă, cred că justiția are capacitate instituțională de a duce lupta cu corupția la bun sfârșit. Deci, am înțeles. Să lămuresc de ce. Credeți. Foarte scurt. Colegii au dreptate. Și trebuie să recunoaștem. Orice reformă structurală și combaterea unor fenomene cum este corupția se implementează atunci când există conjunctura politică favorabilă, nu atunci când dorește cineva. Conjunctura politică favorabilă include în sine atât capacitate politică, cât și capacitate instituțională la nivel de principalele instituții. Așadar, nu puteam vorbi despre o demarare a procesului de combatere a crimei și a corupției, crimei organizate, care este o parte componentă a acestor procese, până când nu lua sfârșit procesul de reformare a Procuraturii Generale. Dumneavoastră ziceți așa, alții ar putea zice că asta e denotă, de fapt, subjugarea politică. Vreau să a termin cu asta. Un procuror general, interimar, ori în funcție asupra căruia planează pericolul că mâine, poi mâine va fi destituit, niciodată, din punct de vedere uman, nu va începe astfel de luptă acerbă, pentru că în Republica Moldova s-au petrecut fenomene strigătoare la cer, mafioti, cu spălarea de bani, devalizarea sistemului financiar bancar și încă despre multe o să auzim. Adică a fost aplicată o lovitură clară securității economice și politice a statului. Numai o echipă care deja a intrat și se simte sigură în activitatea instituțională pe care o face, poate duce la bun sfârșit acest fenomen. V-am înțeles, domnul Gureu. Domnul Țăranu, n-ați vorbit de mult. Da. Eu, din păcate, nu pot să împărtășesc optimismul domnului Gureu despre libertatea justiției în Republica Moldova. Iertați, n-am vorbit de libertate. Eu am vorbit că există, cred... Ați sugerat că s-a emancipat libertatea justiția. Libertatea este un element relativ. Da. Eu când am în vedere o justiție liberă, o justiție care... Independentă. Independentă, care se conduce în exclusivitate doar de lege și nu de comenzi politice. Eu cred că ceea ce se întâmplă astăzi în Republica Moldova, această luptă împotriva corupției, poartă stigmatul unei influențe politice profunde. Lupta cu corupția astăzi în Republica Moldova o duce Vlad Plahotniuc. Justiția este subordonată acestei persoane și dacă n-ar exista voința politică a lui Vlad Plahotniuc, noi nu am fi avut nici aceste cazuri răsunătoare. Ce înseamnă aceasta? Asta înseamnă că justiția continuă să nu fie liberă și depinde de voința politică unui singur om sau a unor oameni. Este un lucru prost, foarte prost. Numai că cu toate acestea, lupta cu corupția a demarat. Au început să se creeze precedente. Precedente care le-au stricat gheșeftul la o sumedenie de oameni în Republica Moldova. Este adevărat că sub această presiune a justiției deocamdată nu a nimerit însuși Vlad Plahotniuc. Dar el a creat acest precedent. Odată și odată, ca rezultat a alternanței puterii, Republica Moldova se va schimba puterea. Următorii care vor veni la guvernare în această țară vor folosi acest... Deci atât așa, dumneavoastră, vedeți partea plină a paharului. Nu, eu văd inclusiv... Și dacă aceste lucruri s-ar întâmpla la telefon... Nu. Deci, iarăși ar putea să se întâmple același lucru că și după, va veni următoarea guvernare și pur și simplu va prelua frâile
acestei justiții care este obedientă și care ascultă comenzi politici. Iată ce poate să se întâmple. Numai că de data aceasta, victimă a acestei justiții subordonate va deveni însăși Vlad Plahotniuc, fiindcă el a creat acest precedent. Acum, logica lucrurilor este următoarea. Ce va face mai departe Vlad Plahotniuc? El va încerca să ducă reforma în această țară, fiindcă deocamdată doar voința lui politică în această țară este la suprafață. Tot ceilalți nu știu cum se subordonează acestor acțiuni. Ce va face el? Va proceda așa cum a făcut Lee Kuan Yew în Singapore, care a introdus un regim politic autoritar și care a folosit justiția pentru a o elibera și a lovi în toți. Lee Kuan Yew l-a pus la dubă pe propriul frate. Lee Kuan Yew de câteva ori, de vreo 4-5 ori, a permis justiției să înceapă urmărirea penală a lui propriu. Da, de ce ați adus în discuția asta? Credeți că ar putea să meargă? Dar nu există alternativ. Nu există Vlad Plahotniuc pe această cale? Aici Victor are dreptate. Nu există alternativ. Sau el va deveni victima acestui precedent pe care l-a format, sau va încerca să ducă reforma. Nu știu cum o să reușească acest lucru până la bun sfârșit, iar aceasta înseamnă nimic altceva decât eliberarea justiției, inclusiv de propria lui influență. Iată două alternative pentru Republica Moldova. În alternativa a doua, eliberarea justiției, pentru Plahotniuc se creează posibilitatea de a supraviețui, inclusiv și politic. Să ajungem, domnul Țăranu, domnul Negru. Bine, eu nu sunt chiar așa de optimist. Problema e că o justiție controlată poate servi multor scopuri. Vorbeam mai înainte, dacă nu exista pericolul destabilizării a legilor anticipate, nici Chirinciuc, nici alții nu aveau să fie arestat. Domnule, o justiție independentă. N-aș fi pus la îndoială nicio acțiune dacă nu mă uitam cum s-a construit acest puzzle. Deci, secretarul reținut, doi consilieri care oscilau. O justiție independentă trebuie să acționeze indiferent de consecințele politice, cum spuneau romanii, să piară lumea, dar să se facă justiție. Nu, piarat, să se facă justiție, e alta. Acum, ce se poate întâmpla? Este de acord. Acum, ce se poate întâmpla? Că domnul Plahotniuc să folosească sau forțele care stau în spatele lui Plahotniuc? Eu, de exemplu, nu sunt sigur că numai domnul Plahotniuc e acolo. Că nu există forțe mai numeroase și mai puternice în spatele lui. Că nu este și el o marionetă a cuiva. Ei ar putea folosi această justiție pentru ștergerea unor urme și pe urmă nu mai găsim absolut nimic. Ăsta e pericolul. Alt aspect, noi nu vorbim de unde are această majoritate, de ce atât această reacție calmă a Partidului Democrat, de unde are această majoritate? 40 deputați democrați, 10 deputați din grupul Leancă. Avem câți? 50 de deputați. Trebuie minim 51. Pe urmă, o majoritate de 51 este foarte șubredă. Mai adăugăm 2 deputați foști liberali, 53. E foarte puțin. Ce vreți? Eu vreau să spun că mi se pare că, iată, fără să observe toată lumea, se creează o altă, de fapt, majoritate. Majoritatea PD, Partidul Socialiștilor. Nu e vorba... De ce este atât de sigur pe sine domnul Plahotniuc? De ce răspunde cu atâta calm, cu atâta liniște, că vor continua reformele, că stabilitatea nu va fi perturbată? Și de ce credeți? Are siguranța că PSRM-ul va vota, fiindcă mai e s-a trecut cu vederea zilele trecute. Guvernul trece din subordinea sa clădirea președinției pe care a cerut-o Dodon. Din punct de vedere administrativ,
este contrar, adică nu este rațional. Noi de mai ce? Plodim. Vă spun de ce. Noi mai facem o subdiviziune care o să aibă grijă, deși este în cadrul guvernului direcții care trebuie să aibă grijă de clădiri, de aflate în proprietatea. Nu vă supărați, publică. 10 minute până la final. Aș vrea părerea noastră despre ce se întâmplă la primărie. Dincolo de lucrurile astea tehnice, acum înțeleg că încearcă să se aranjeze, să se înțeleagă deputații, ce fac mai, consilierii locali, ce fac mai departe. Înțeleg că nu există încă o concluzie ce ar trebui să facă. Pe mine mă interesează ce credeți dumneavoastră, cine vine la primărie, PD sau PSRM? În primul rând trebuie să luăm în calcul faptul că colegul Negru nu ia în considerație că noi nu suntem în Italia ori Franța, nu suntem chiar nici în România și asupra Republicii Moldova suveranității și integrității întotdeauna va plana pericole majore. Pericole majore de securitate națională. Și acest factor trebuie să-l luăm în calcul și sunt de acord cu colegul Țăranu că atunci când punem pe tapet alternativele, noi trebuie să vedem interesul național mai întâi de toate. Pentru că, haideți să fim sinceri, sunt de acord cu expresia domniei sale de cândva, politica nu se face cu mănușile albe. Al doilea element, ce se întâmplă la primărie? Nu, stați cu primul, n-am înțeles ce ați vrut să spuneți. Foarte simplu, pentru că noi nu putem fi împotriva implementării unor stratageme, ori strategii de partid pe care le au formațiunile politice. Fiecare dintre ei are strategiile proprii, are scopurile strategice proprii și încearcă să-și asume responsabilități și obligațiuni pe care le va duce la bun sfârșit. În caz contrar, o spun foarte tranșant. Ori Plahotniuc face reformele structurale și le duce până la capăt, ori va fi lânșată în piața Marii Adunări Naționale. Pentru că în această luptă au fost atinse interesele majore a unor grupări foarte periculoase. Și chiar a treia variantă nu există? Nu există. În cazul dat, nici linșat, nici nu există reforme. În cazul dat, mai ales când luăm și punem pe tapet care interese au fost atinse. Dacă vorbim despre administrația publică locală din municipiul Chișinău, exact. Personal, i-am spus de numărate ori și domnului Candu și domnului Plahotniuc, fără a sparge această grupare criminală care s-a format în cadrul administrației publice locale din municipiul Chișinău, nu există încredere a cetățenilor. Chiar dacă vă asumați dumneavoastră acest cuvânt, eu criminal, mi-asum eu vă acest, rog pentru că cunosc să foarte multe să detalii pe interior. Nevinovăție. Al doilea element, ați spus o întrebare foarte importantă. Cine vine la primărie? Exact. Da, este o problemă foarte importantă. Din acest punct de vedere vă dau răspunsul. Nistor Grozavu mâine va fi cel care va duce interimatul, pentru că astăzi a fost trecut sub control judiciar. Al doilea element. Întâmplător, domnul Grozavu. Nu știu, întâmplător sau nu întâmplător, dar dacă Dorin Chirtoacă, pun semnul de întrebare, va fi suspendat din funcție, dar va fi suspendat din funcție, atunci pe perioada suspendării domniei sale nu poate avea loc niciun exercițiu electoral. Dar nu după Șor sau înaintea lui Șor? Mă iertați, vă rog, nu discutăm despre Șor acum. O să discutăm la o emisie despre Șor și am să vă spun destul și despre Domnul Negru, de fapt, făcea o aluzie că ar fi bine să am înaintat o propunere ca problema municipiului Chișinău și blocajului administrativ din municipiul Chișinău poate rezolva concomitent, poate fi rezolvată de Parlament și problema municipiului Bălți și municipiului Orhei, unde avem aceeași problematică. Însă, în Chișinău există problema referendumului și posibilitatea ca socialiștii să facă iarăși PR pe acest exercițiu electoral. Așadar, cred că la momentul actual, socialiștii se pot liniști. Eu sunt ferm convins că referendumul nu va avea loc, că Dorin Chirtoacă va fi suspendat, exerciții electorale în municipiul Chișinău nu vor avea loc până la alegerile parlamentare, iar în municipiul Chișinău va fi formată un board executiv competitiv, competent, care va da posibilitatea cu adevărat să vorbim despre un exemplu pentru celelalte
centre raionale, municipii, când va fi demarată reforma structurală a administrațiilor publice locale. Domnul Gureu, 6 minute până la final, deși am două întrebări, mi-ați ridicat două semne de întrebare cu ceea ce ați spus, dar trebuie să dau cuvântul invitațiilor noștri. Bun, ce se întâmplă astăzi? Cine vine la primărie? La primărie vine Partidul Democrat. Cum, domnul Țăran? Nu știu. Dar este, simplu. Dar este evident. În alegeri în 2000? Iată, când vor fi alegerile, aia e cu totul altceva. Iam în vedere acum. Alegerile vor fi în 2019, alegerile ordinare. Iar la primărie trebuie să vină o echipă care va garanta desfășurarea alegerilor parlamentare în 2018. Sau, corect. Sau alegerile anticipate, dar și ele nu sunt excluse. Bine, dar ce are primăria cu alegerile parlamentare? Mm-hmm. Primăria are mm-hmm. foarte mult. Primăria înseamnă resurs administrativ. Pe urmă este Consiliul, de acum este ales Consiliul. Păi da, este. Da. El trebuie să îndeplinească în continuare și el și-l va îndeplini. Domnul Țăranu, probabil se referă la valoarea simbolică, că mereu s-a considerat cine ia primăria, ia pe urmă și puterea... Bun. Nu există o interdependență mecanică. Primăria Capitale. Automat. A luat-o pe Leș și a luat Republica Moldova după asta. Nu, dar... Dar Chișinău este un punct foarte important din punct de vedere electoral. Și foarte vulnerabil, mă iertați, domnul Țăran. Și să-i transmiți, de exemplu, administrarea Chișinăului în mâinile socialiștilor în preajma legilor parlamentare, ar fi pur și simplu, hai să spunem, nu ar fi conform acelei linii politice pe care o promovează Partidul Democrat pe parcursul unui timp îndelungat, deja. Eu pur și simplu reiez din acea logică care tot mai mult și mai mult se instaurează în viața politică. Domnul Negru, viziunea noastră. Bine, faptul că domnul Grozav, Nistor Grozav, va îndeplini în continuare funcția primarului... Și acum trebuie să avem încredere în domnul Grozav. Deci el a fost domnul Grozav, așa am înțeles eu, a colaborat foarte bine cu ancheta. Eu cred că domnul Grozav a contribuit la arestarea... Da, domnul Grozav a contribuit la arestarea domnului Chertoacă. Domnul Grozav a dezvăluit deci, că... Deci la concluzia asta ați ajuns în urma la... Domnul Grozav a dezvăluit că pe un document undeva stă semnătura domnului Chertoacă, deși undeva într-un colț, deși principala semnătură este a domnului Grozav, dar... simpla prezența unei semnături vorbește... Chiar dacă care a spus că nu cunoștea da, da, el într-un fel l-a trădat așa să zicem, a fost sincer... L-a dedat justiției mai corect. Da, după ce a nimerit el însuși în laț în cărligul ăsta al justiției. Acum, eu cred că domnul Nistor Grozavu nu o să se lepede oficial sau în public de Partidul Liberal și ne vom afla noi, spectatorii, să spunem așa, sau chișinăuienii, ne vom afla în fața unei dileme sau în fața unei întrebări pe cine reprezintă domnul Grozavo. Dar, în fața de facto, unei iluzii că reprezintă PD-ul. Da, în fața unei iluzii că reprezintă altceva decât PD-ul, dar desigur că va reprezenta deci PD-ul. Da. Din punct de vedere al organului, adică ca reprezentant al executivului Chișinăului, el va reprezenta, desigur, el va fi în contact în relație directă cu administrația centrală, cu guvernul și nu vor mai exista inițiative de genul acela că hai să-i dăm, să zicem, primarului niște atribuții care, pe care nu le au alți primari din alte localități a Republicii Moldova. Mai avem un minut. Domnul Gureu, eu de ce întrebam de încredere? Adică acum, domnul Nistor Grozav ar urma să gestioneze bugetul primăriei, tot. Bugetul gestionează Haideți să nu ne dedem emoțiilor.
Eu cred că este o găselniță. Nu, este o găselniță bună. N-am nicio emoție, să pentru zic. A debloca situația, pentru că cu adevărat în luna iunie plățile bugetare sunt majore. Nu uitați că sistemul învățământului pleacă la odihnă, copiii, odihna copiilor și așa mai departe. Vreau să vă asigur că Nistor Grozavu nu se va regăsi prea mult în funcția de viceprimar. Eu totuși cred că va fi format un board executiv competitiv. Unii vor fi, conform normei legale, vor fi numiți în funcție toți viceprimarii de către Consiliul Municipal Chișinău, pentru că domnul Grozavu, conform explicației Curții Constituționale, va avea toate împuternicirile, inclusiv și de a înainta candidaturi pentru funcțiile cheie. Întreb la care explicație vă referiți, dar nu mai avem timp. Din eu vreau să vă spun că va fi format un executiv, iar până la începutul toamnei, domnul Grozavu nu se va mai regăsi. Deci asta e soluția care... Este o soluție pentru a nu bloca. Mulțumim, vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați aflat astăzi în acest platou și cred că am explicat cetățenilor de acasă ceea ce se întâmplă. Domnilor, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Seară liniștită în continuare.